Astea sunt mașinile scumpe din curtea Ministerului Sănătății. Ia să vedem. În teritoriul Ministerului putea să intre numai angajați ai Ministerului. Ce salarii aveți, hoților? Cu salariu de demnitar, cu funcționari de stat, trebuie să lucrează un veac ca să-ți iei așa mașină. Tâlharilor! Mafia politică care-i mână-n mână cu mafia din spitale!